Dragi prieteni, bun venit la un nou live. Cu greu am putea supraestima subiectul mântuirii și cu greu am putea spune că am ajuns la un moment dat încât să înțelegem toate lucrurile și să fi discutat prea mult despre subiectul mântuirii. Cu siguranță cel mai important aspect legat de mântuire este cum putem fi mântuiți. Și de când a fost înființată biserica, de când a început să se predice mesajul creștin, au început să existe alterări, distorsionări ale mesajului creștin cu privire la mântuire. Acum eu sunt sigur că există oameni foarte bine intenționați care distorsionează mesajul mântuirii. Spun din nou, acesta este cel mai important mesaj. Cel mai important mesaj este cum pot să fiu eu mântuit. Și este fundamental să știu că am înțeles care este metoda corectă de mântuire și că am adoptat această metodă, că am intrat pe calea corectă a mântuirii și că atunci când vorbesc cu alții, ceea ce este responsabilitatea fiecărui credincios, îi prezint exact care este calea mântuirii, așa cum Biblia ne prezintă. Problema sau dilema care se creează este datorită faptului că găsim de o parte anumite pasaje care ne spun că suntem mântuiți doar prin credința în Domnul Iisus Hristos și de cealaltă parte avem anumite pasaje care ne prezintă și alte condiții pe lângă credință ca să fim mântuiți. De exemplu, Efeseni 2, un pasaj foarte bine cunoscut, zice: prin har sunteți mântuiți sau ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Odată cu pasajul acesta, nu putem ignora că există și alte texte din Sfânta Scriptură care par să învețe că mântuirea nu este doar prin credință. De exemplu, în Evrei ni se spune să căutăm pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și aș putea să citez și să vă citesc și să chiar să studiem multe pasaje care ne arată că mântuirea aparent depinde și de alte condiții. Aparent ține și de faptele noastre. Așadar, întrebarea fundamentală asta este: mântuirea depinde doar de credință sau de fapte? Este interesant că există pasaje în Sfânta Scriptură care abordează subiectul credinței și a faptelor în același loc, în relație cu mântuirea. De exemplu, pasajul pe care l-am citat, Efeseni capitolul 2, spune că prin har suntem mântuiți prin credința, asta nu vine la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Iar versetul 10 spune foarte clar că am fost zidiți în Hristos, că suntem lucrarea lui Dumnezeu, că am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu ne le-a pregătit ca să umblăm din ele. Așadar, chiar dacă la un moment dat situația pare să fie puțin complicată, ai pasaje care îți arată care este rolul credinței mântuirii și care este rolul faptelor în mântuire. În concluzie, mântuirea se primește doar prin credință când un suflet își pune toată încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului său, pentru iertarea păcatelor, pentru sfințirea personală și pentru viața veșnică. Dar această credință care a primit mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, această credință care l-a lipit, l-a unit cu Domnul Iisus Hristos, această credință va accesa, va primi din persoana Domnului Iisus Hristos tot ce este necesar pentru a trăi o viață de sfințenie, o viață de ascultare, o viață de supunere, o viață de trăire după voia lui Dumnezeu, o viață de luptă împotriva păcatului și așa mai departe. Cu alte cuvinte, această credință adevărată, această credință biblică care este darul lui Dumnezeu, care este lucrată în om printr-o infuzie de putere, de har din partea Duhului Sfânt, această credință este o credință productivă, activă, o credință care va duce la o viață de fapte bune, o viață de supunere, o viață de sfințire. Deci schema aparentă este simplă. Mântuirea este doar prin credință de la început și până la capăt. Dar această credință întotdeauna va produce ceva. Explicația pe care unii au dat-o, care este nesatisfăcătoare și dintr-un anumit punct de vedere, mie mi se pare că tinde spre, nu doar spre eroare, ci spre erezie, este următoarea. Dom'le, prima fază a mântuirii, nașterea din nou, convertirea, spune, este prin credință. Dar după aceea, cea mai lungă fază, cronologic vorbind, da, temporal vorbind, cea mai lungă fază din mântuire, adică sfințirea, după momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, această sfințire trebuie făcută de către tine. Ai fost mântuit prin credință, dar o a doua fază a mântuirii depinde de faptele tale, de voința ta, de hotărârea ta, de vegherea ta și așa mai departe. Este o doctrină foarte populară
în mediul evanghelic. Cred că această doctrină este greșită pentru că împarte mântuirea pe faze și prezintă o parte din mântuire ca depinzând de Dumnezeu și cealaltă parte din mântuire depinzând de om. Și este o amestecare a faptelor cu credința, o amestecare a lucrării omului cu lucrarea Duhului Sfânt. De fapt, ceea ce spune Apostolul Pavel în Galateni, nechipzuiților, ați început prin Duhul și acum vreți să sfârșiți prin firea pământească? Biblia ne arată foarte clar că începem prin credință. Dacă citiți toată cartea Evrei, este o chemare la a persevera în mărturisirea pe care am făcut-o față de Domnul Iisus Hristos. O chemare la a persevera în credință. De ce se face chemarea la perseverență în credință? Pentru că dacă ai credință, dacă ai credința biblică, credința adevărată, credința aleșilor lui Dumnezeu, credința lucrată de Duhul Sfânt, această credință cu siguranță, fără excepție, va produce o viață după voia lui Dumnezeu. Așadar, nu putem adopta doctrina care spune că prima fază a mântuirii prin credință, a doua fază a mântuirii este prin credință și prin fapte. Nu! Toată lucrarea mântuirii este prin credință, toată lucrarea mântuirii este prin încrederea în Domnul Iisus Hristos, prin a sta lipit de Domnul Iisus Hristos, a ținti ochii spre Domnul Iisus Hristos și a primi de la Hristos tot ce este necesar ca să trăiești viața de credință. Cu alte cuvinte, putem să-L cităm pe Domnul Iisus Hristos: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Da? A fi nedespărțit de Hristos înseamnă a crede totdeauna în Hristos, a fi totdeauna în dependență de Hristos. Asta e esența credinței. Da? Cu alte cuvinte, dacă despărțit de Hristos nu pot să fac nimic, lipit de Hristos sau cu credința în Hristos pot să fac totul. Da? Sau cum spune Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Unii ne duc cu gândul la texte ca și Filipeni, capitolul 2, unde spune să ducem mântuirea până la capăt. Da? Și zic ei, vezi, lucrarea mântuirii începe prin credință. Dar progresul mântuirii, progresul sfințirii depinde de faptele tale, de decizia ta, de hotărârea ta. Fals! Pentru că versetul 12 într-adevăr spune lucrul acesta. Dar versetul 13, care completează versetul 12 și care de fapt justifică tot ce a spus mai înainte, sună cam așa. Nu duceți până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur, căci, da, el justifică, introduce o justificare, dă o motivație. De ce să-ți duci mântuirea până la capăt? Cum crezi tu, omule, că poți să-ți duci mântuirea, acest dar extraordinar, această valoare inestimabilă pe care ți-a dat-o, cum ți-a dat-o Dumnezeu, cum crezi tu că o poți duce până la capăt? Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Dumnezeu nu stă pe margine și face galerie ca noi să ne ducem mântuirea până la capăt. Dumnezeu nu spune, eu am făcut totul, ce să fac acum? Eu mă uit la voi să văd dacă vă dați silință, dacă accesați puterea mea, dacă profitați de harul pe care eu vi l-am dat, dacă uzați de puterea pe care eu v-am dat-o. Nu? Scriptura spune că Dumnezeu este acela care lucrează în noi și cel care a început această bună lucrare în noi o va duce la bun sfârșit. Dumnezeu este acela care lucrează în noi și ne dă și voința și înfăptuirea și ambele ni le dă și le lucrează în noi după plăcerea Lui. Așadar, mântuirea se începe prin credință, prin har, prin Hristos. Mântuirea se continuă prin credință, prin har, prin Hristos. Și această mântuire va fi umplută de fapte, în ascultare de Dumnezeu, în supunere față de Dumnezeu, da? Fapte ale sfințirii, fapte care îl onorează pe Dumnezeu, fapte care sunt nobile, care sunt vrednice de Evanghelie. Cu alte cuvinte, aici se încadrează toate acele versete din Sfânta Scriptură care, într-un fel, par să condiționeze actul final al mântuirii, adică proslăvirea noastră sau intrarea noastră în Împărăția lui Dumnezeu, par să condiționeze de ceea ce facem noi. Așadar, cum îi explicăm aceste versete care condiționează proslăvirea noastră, de exemplu, de faptele noastre? Căutați pacea și sfințirea cu toții, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Noi ne întrebăm, este adevărat că nimic întinat nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu? Răspunsul este da. Este adevărat că dacă nu căutăm pacea și sfințirea, nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu? Răspunsul este da. Dar în același timp, trebuie să spunem foarte clar că oamenii care au credință biblică, credință adevărată, credință lucrată de Duhul Sfânt, credința care este darul lui Dumnezeu, va produce, această credință va produce pacea și sfințirea. Legătura noastră cu Hristos va produce pacea și sfințirea în viețile noastre. Aș prezenta lucrul ăsta prin următoarea imagine. Să presupunem că vreau să mă duc la București. Ca să ajung la București, trebuie să mă duc cu mașina sau pe jos sau cu bicicleta sau cu căruța sau cu ce vreți dumneavoastră. Trebuie să iau un vehicul, da? Este necesar să călătoresc cu ceva pe un anumit drum.
Nu drumul în sine mă duce la București. Deși eu mă folosesc de drum ca să ajung la București. Nu mașina în sine mă duce la București. Și faptul că eu conduc mașina aceea mă face să ajung la București. Așadar, vedeți că există mai multe aspecte, mai mulți factori care contribuie la ajungerea mea la București. Ceea ce mă face pe mine să ajung la București este persoana mea, hotărârea mea de a mă îmbrăca, de a mă pregăti, de a mânca, de a mă sui în mașină, de a porni mașina, de a accelera, de a alimenta. Eu sunt acela care fac totul ca să ajung în final la București. Dacă te uiți dintr-o anumită perspectivă, spui, da, sunt mulți factori care au contribuit la a ajunge la destinația asta. Este adevărat lucrul acesta, dar în spate a fost o forță motrice, o singură forță motrice care a pus toate celelalte lucruri, toate celelalte elemente, toți ceilalți factori în mișcare. Așa este și mântuire. Este Dumnezeu care prin credință pune în mișcare angrenajul acesta, da? Schema aceasta complexă, angrenajul acesta de factori care sunt parte din mântuirea noastră. Dar în ultimă instanță suntem mântuiți de la început și până la capăt prin credința noastră în Dumnezeu, prin credința noastră în Domnul Iisus Hristos, prin dependența noastră totală de Dumnezeu. Prin, da? Este un instrument. Credința nu este o faptă, nu este un lucru meritoriu. Credința este lucrarea lui Dumnezeu în noi, prin care Dumnezeu ne face să ajungem până la capăt. Așadar, acesta este mesajul simplu, curat, nedistorsionat, nealterat al mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu poluați mântuirea cu nimic. Faptele au rolul lor, sfințirea are rolul ei, supunerea are rolul ei, dar trebuie pusă la locul potrivit. Da? Ești mântuit prin credință, dar printr-o credință care va produce toate lucrurile acestea. De ce credința poate să producă toate lucrurile acestea? Pentru că ea ne leagă de Hristos, care este sursa puterii noastre, care este sursa a tot ceea ce avem nevoie ca să trăim viața aceasta de sfințire. Dragii mei, acesta este mesajul mântuirii, ușor de înțeles. Dați un like, dați un share și ajutați-mă să facem ca mesajul acesta să ajungă la cât mai mulți oameni care au poate diverse confuzii, poate au diverse nemulțumiri, diverse dezamăgiri, descurajări bazate pe faptul că n-au înțeles clar ce este mesajul mântuirii. Vă salut și ne vedem la un următor live.